Da, aplauze, aplauze, vreau să audă mai tare. Orchestra Plaiuri Transilvane din Brașov. Dragi telespectatori, profit de această ocazie deosebită pe care ne-a oferit-o Casa Mureșan din Brașov. Este prima oară când venim în Ardeal cu emisiunea noastră și asta e o chestiune chiar foarte serioasă, deși e ora veseliei. Vă felicit și pe dumneavoastră, sunteți extraordinari, se vede că sunteți profesioniști. Vreau să vă doresc multă, multă sănătate și putere de muncă, pentru că a început vremea ca la petrecerile românești să se revină cu aceste instrumente populare, să mai terminăm un pic și cu astea electronice, dar dumneavoastră foarte bine ați prezentat pentru telespectatorii noștri acest program și avem și doamnele aici la vioară care sunt extraordinare, au zâmbit, faceți-ne o poză acum, dragi colegi de la camera numărul 2, zâmbim acum, suntem la ora veseliei. Thank you.
visei dragi se nasc și prin contur pe cerul înstelat plin de dorințe. În taina m-a auzit un înger ce-mi șoptea când viața mea întreagă voi cânta în versuri și pe note. Credem că am pierdut, că totul s-a sfârșit.
sfârșit revine un cuvânt de neînlocuit, pătrunde iar în noi și aripi ne dă iar, ne face să zâmbim, iar numai eu speranță. Ta e că a ritmului fierbinte spune.
cânt o șoaptă de iubire, iar dorul strese nevăzute nelichire. Când îl poartă o muzică de dans, de dans, de dans, pe un cer fără nori, mii și mii de viori, cântălim până zori pentru două inimi. Nădești și tări, nostalgii și chemări, se împletesc fără glas, pas cu pas. Îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte, lor le ajunge doar o seară înstelată, un zâmbet cald și orchestra apropiată. Ce-i vrăjește cu o muzică de dans, văpaia tainică a ritmului fierbinte, spune mai mult decât o șoaptă de iubire, iar dorul țese nevăzutele lui fire. Când îl poartă o muzică de dans, pe un cer fără nori, mii și mii de viori, cântălim până zori pentru două inimi. Cădești și visări, nostalgii și chemări, se împletesc fără glas, pas cu pas. La 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 la. Claudia, îți mulțumesc foarte mult. Simt că încă ai vibrația dansului și a muzicii, așa cum te știam eu și cu Tavi Ursulescu. Nu spune acum câți ani, nu, că nu e frumos, vârsta femeilor nu se spune. Când luna trecută ne-am întâlnit, exact, nu? Exact, exact. Așa. Felicitări, aplauze încă o dată. Mulțumesc, a fost frumos. Claudia Merițescu la mulțumesc. Televiziunea Favorit. Dragi telespectatori, până se mai instalează câteva instrumente, vreau să vă prezint prietenii mei de la formația Argument. Da? Prezintă-l, te rog, pe colegul tău la clarinet sau exact. Ce e asta? Tot saxofon, saxopran. Saxopran, Daniel Băilă. Așa. Și cântă și cu vocea, bineînțeles. Și cu vocea, da? Așa. Și numele dumneavoastră? Sorin Manu. Sorin. Sorine, cum stai cu nunțile? Arată contractele, hai repede. Le-aș arăta, dar nu le-am la mine. Da, știu de ce, știu de ce. Dar e foarte bine. Dacă sunt, există spuse la locul lor, acolo da, unde trebuie, da? Bun, treaba e în regulă, așa. Ce preț luați la nuntă, spuneți aici? Nu se spune, nu? Sunt chestii care... Ai, domnul Ungureanu, astea sunt chestii confidențiale, nu? Bun. Din ce localitate sunteți? Din Brașov. Din Brașov, brașoveni. Deci trebuie să mă port frumos, că sunt pe teritoriul vostru aici, nu? Da, deci locuiesc în Brașov, colegul la Brădei l-a întors la Buzăului. Aha, deci când e vorba să te dea la întors, el e primul. Da, bineînțeles. Așa, corect. Ce melodii ne veți prezenta? În prima piesă, În viață când pleci de jos. Așa. Nu, asta e, atenție mare, asta e un titlu foarte frumos. Deci sunt făcute de noi, în special și textul asta, și melodiile. Deci melodii originale. Exact. Așa, și cealaltă melodie? Omul le fă bine în viață. Da, eu am făcut destul bine. Dar nu, și noi. Dar nu întotdeauna am găsit corespondenți. Dar să știi că nu trebuie mers pe ideea, faci bine ca să găsești rău, nu? Trebuie să facem bine pentru că așa ar trebui să fim noi cei obișnuiți. Vă las împreună cu telespectatorii noștri de la televiziunea Favorit, televiziunea cântecelor noastre. Am și o rugăminte, în special pentru părinții mei, vreau să le doresc multă sănătate și pentru toți care ne cunosc. Așadar, să ascultăm melodiile. În viață când pleci de jos, de
prețul ești tot ce-i frumos. Și răbdare când să ai și pomană când să dai. Și răbdare când să ai și pomană când să dai. Bate cât un vânt, te poți ridica oricând. Mor bătu vânturi și ploi, cu necazuri și nevoi. Mor bătu vânturi și ploi, cu necazuri și nevoi. Păcate să nu-ți faci, ți-ajuți oamenii la greu, că ți-ajută Dumnezeu. Ți-ajuți oamenii la greu, că ți-ajută Dumnezeu. Ce faci bine se uită. Și e bine cât trăiești, viața să o prețuiești. Că așa-i omul pe pământ, o frunză dusă de vânt. Să-ți trăiești, că ei nu se mai întorc.
viață, ci nu purta dușmănie. Că viața îi tare scurtă și fii om de omenie. Omule, fă bine în viață și nu purta dușmănie. Că viața îi tare scurtă și fii om de omenie. Dumneavoastră urmați, câte melodii cântați? Una, numai una? Asta e de la trupa Talisman, numai una, da? Și numele dumneavoastră pentru telespectatorii noștri? Dragomir Ioan, tot din întorsura Buzăului și... A, și ăsta e cu întorsători. Al da, doilea. De la Polul Frig. Sunteți în gașcă, ați venit. Da, am venit în gașcă. Așa. Îmi dai voie să te acompaniez, da? Bine, băieți, fa diez minor diminuat. Am sădit două lalele. Dimineața când le ud, le mângâi și le sărut, le mângâi și le sărut. Dimineața când le ud, le mângâi și le sărut, le mângâi și le sărut. Ce muncesc atunci când or crește mari, să le apăr de dușmani, să le apăr de dușmani. Atunci când or crește mari, să le apăr de dușmani, să le apăr de dușmani. Florile să mi le cresc, când ajung la bătrânețe, am cu ce să mă mândresc, am cu ce să mă mândresc. Când ajung la bătrânețe, am cu ce să mă mândresc, am cu ce să mă mândresc. Florile mele, cât de mult eu vă iubesc, pentru voi muncesc o viață, să știu pentru ce trăiesc, să știu pentru ce trăiesc. Pentru voi muncesc o viață, să știu pentru ce trăiesc,